Ei, salutare fraților, eu sunt Ionu și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi să jucăm Fede să nu o să ce care era cu cel întâi Betano. Dar întâi hai să jucăm acest meci cu Otoșani. Și după aceasta ne pregătim pentru meciul retur cu Borussia Dortmund din UEFA Champions League. Avem aici aceste trei meciuri, Liga Tibetano, Liga Tibetano și avem meci cu Borussia Dortmund, o să ne jucăm toate trei, dar o să dau aici la back, la setări, unde setările. Mai profil, dăm game setting. Jucate, dăm așa ca să jucăm mai repede. 2 minute, 1 minut până în repriza, camera CD line, camera sunt 0%, o să pun 10%, random aici display-ul, bun, toate sunt bune aici. Am dat așa ca să putem să jucăm mai repede, hai să ne pregătim cu meciul cu cei de la FC Botoșani, să ne pregătim, ne facem echipa. Am dat ieri un restart iarăși la telefon pentru că aveam virus și ne-a cumpărat noi jucători, uitați aici pe Andone, uitați-l pe Andone, avem pe Tătărușanu, ca să nu vă mint, el distanțiu este dus la altă echipă, acesta este Tătărușanu. Să vă arăt și cum arată Tătărușanul. Aici avem la melat și pe Ionuț, nu o să mai joace, l-am pus pe sa de vânzări, am primit o ofertă, dar am refuzat. Aici free kick taker, o să pun pe Budescu, că Budescu, capitan Budescu. Am capitan Pintili. Aici pe kick taker Budescu. Bondone. Deci fața, hai să dăm începutul meciului aici cu William în atac, jucătorul nostru care a fost care avem poartă peniță. O să opresc chiar un pic. Am privit, hai să înceapă meciul, avem aici pe Denis Albec pentru Coman. Planici. Pasă pentru Budescu. Opresc. Deci fața mea a fost dus până în drum, am avut un pic treabă, dar am revenit. Hai să vedem aici meciul, Moncilovici, Andone, Alibec, peste poartă. Peste poartă, Alibec, Coman, Alibec, Moncilovici. Moncilovici are la cap, foarte bine, pasă pentru Coman. Vedem aici pe Denis Albec, plămadă, avem aici o pasă foarte bună, Denis Albec, gol! Denis Albec face 1-0 împotriva celor de la Botoșani. Haideți de mai ce meciul, Andone, pasă pentru... Acum Andone, pasă foarte bună pentru Coman, dar vine acum Coman la centrare, Budescu! Peste poartă Budescu. Planici. Denis Alibe, Coman, Andone! Apără Cobra! Și ne-a mai ascult lovitură de la colț, Budescu. Budescu pentru Andone, apare portarul Benzar, gol, Steaua! Romario Benzar marchează golul de 2-0, după ce dă lui Budescu, Andone dă cu capul și mingea ajunge la Benzar, colțul lăsat liber. Azi acest meci William și te dăm la prima repriză. Avem 2-0, azi să facem schimbări, băgăm pe Halem Iorele în locul din Salbec, Tătărușanul avem aici. Texera, o să schimb cu Pintili, două schimbări la pauză, să lăsăm și pe Halem să joace, o să vând, cred că un atacant, ce mai probabil pe din Salbec, acum pasă pentru Nioere, peste poartă. Trebuie să ne ținem acest avantaj, Cobra degajează. Moncilovici sare foarte bine la cap, pasă pe Andone cu Nioere. O pasă foarte lungă, cred că va fi aruncare de la margine și se dă aruncare de la margine. Burcă, vine aici Coman, foarte bine Petru.
Pentru, nu știu cine era, cred că era, cum, vedem aici, Andone era, Andone, hai să vedem centra lui Costică Budescu, este Cobra greșit, și mingea merge pe linia porții, mingea merge pe în fața porții mele, era acolo. Avem aici o poziție foarte bună. Centrare pentru Nioiere. Este offside. Trebuie să ținem de scor Budescu. Budescu. Avem aici. Au cei de la Botoșani. Bordeianu. Bordeianu. Cucu. Apărăniță. Și se ia 2-1. Botoșani. Cinfereță. Roșu marchează. Haideți să vedem, trebuie să ținem de rezultat în 89. Coman. Coman, pasă pentru Planici. Planici, Planici. Apără Cobrea, Coman. Apără iarăși Cobrea. Ce bun este acest portar, Cobrea. William. William. Și termină prima, și termină meciul, Coman, omul meciului. Chiar dacă n-a marcat 31 de puncte. 22 de bănuți avem în acest moment. Meciul cu Concordia Chiajna. Meciul cu Concordia Chiajna avem aici. Bălgrădean în poartă. Hai să vedem Stanciu. O să intre și Stanciu aici. Budescu vă că nu mai poate. Stanciu cu Budescu, Chipciu cu Tănase și Pintele lăsăm acolo. Dar o să-l bag pe Halem Nyerere în locul lui Andone să se odihnească. Andone pentru partida din UEFA Champions League. Ia Colinski cu Denis Man, că Denis Man a jucat foarte mult. Să înceapă meciul cu cei de la Concordia Chiajna. Să înceapă, haide să vedem. Concordia Chiajna, FCSB în Liga 1. Bălgrădeanu poartă apărare cu Alvu Feusi, Melinte și Dar să noi avem aici echipa de start, cei care o știți, Budescu nu este titular, haideți să vedem aici, vedem Alibec, 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 vine cu întoarcerea, Alibec, Alibec, Melinte este foarte bine aici. Și vedem pe Coman, Coman, pentru Nioiere, apără Băgădeanu, Băgădeanu, un portar foarte bun. Haideți să vedem centrarea aici a lui Tănase, Tănase, Stanciu, nu este, și Denis Alibec este penalti. Penalti pentru Steaua. Deci Salibec scoate penaltiul și să vedem cine va executa. Cred că Stanciu. Da, Denis Salibec execută. Haideți să lăsăm pe Denis Salibec. Să vedem ce va face Salibec. Gol! O, Steaua! Steaua deschide scorul. În minutul 15, haideți să vedem pe Denis Salibec, marcatorul golului, Salibec. O joacă înapoi cu Romario Benzar. Planici. Planici o joacă cu Niță. Niță regajează. Stanciu. Stanciu. Nioiere. 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 Apărea Bălgădea vine Tănase. Și se face 2 la 0. Florin Tănase face 2 la 0. În minutul 31. Îl vedem aici iarăși pe Denis Alibec. Alibec. Alibec o recuperare foarte bună. Alibec cu șutul apărea Bălgădeanu. Vine Nioerea cu copasă în centru, Petru Coman, peste poartă. A tras din prima, Coman a tras foarte prost. Muncilovici, hai să vedem cum va sări Muncilovici acapă, o pasă pentru Nioere, Nioere, Coman. Coman, n-a reușit Kotzberg, vine acum șutul lui Sanciu, Sanciu, Sanciu și se face 3 la 0. Este golul lui Coman. Aproape de intercepțare acest gol al lui Coman. 3 la 0 în prima repriză. Alibek și se termină prima repriză. Intră și Iacolis în locul lui Coman. Pe Andorel îl odihnesc. Să vedem ce va face Iacolis. Este fiul și de Conders. Vedem aici pe Iacolis. Iacolis, să vedem ce va face Iacolis, Stanciu aici, Planici, Iacolis, peste poartă. Nu știu, trag foarte prost jucătorii noștri.
Moncilovici. Moncilovici, pasă pentru Nioere. Nu este nimic acolo, Nioere, tot Nioere aleargă. Nioere, Nioere, Nioere vine cu centrale în care eu Nioere alibe. Gol! Steaua! Dani Salibec marchează golul de 4-0. Dani Salibec iese Grinaru și între Costin. Haideți să mai începe Halem, Nioere, Nioere, foarte bine Nioere, Nioere, îl vede foarte bine pe Denis Alibec, Alibec, șutează! Pe lângă poartă, dar iese Burică și intră în Asnache. Stai acolo, băieți. Ați venit acum pe Antonio Iacolis, 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 depășită corect, Iacolis, aproape de gol, Iacolis, Pintilie. Pintili, o pasă pentru Iacolis. Iacolis iarăși cu Pintili, apare Bogdan, vine Iacolis. La interceptare, Cristescu. Vine Benzar, aici îl vede foarte bine pe Tănase, care citează pentru Iacolis. Iese Bălașa, Bălașa, Iacolis. Iacolis, bară! Iese acum Coenders. Coenders, pasă pentru Kotzberg, se termină și se termină. Denis Albe, cum spuneam, omul meciului și avem returul cu Borussia Dortmund din grupele UEFA Champions League. Noi suntem calificați în acest moment, jucăm doar acest meci. Așa, haideți să vedem cum se treaba în grupele UEFA Champions League. Câteva mesaje aici, cred. Da, jocul ăsta. Avem și în final, o să jucăm, cred că finalul UEFA Champions League, dar haideți să vedem cum se treaba în grupele UEFA Champions League, group table, o să luăm de la grupa A. Grupa cu Liverpool, care este calificată, CSKA Moscova, care este și ea calificată, Juventus în Europa League și Steaua București nu mai are nicio șansă de calificare. A doua grupă, Real Madrid, se bate cu AC Milan pentru UEFA Champions League în această seară de UEFA Champions League. Primul loc, Bayern Munich, care este calificată. Sporting Savoia nu scoate niciun punct din această grupă. Astra Giurgiu trebuie să câștige acest meci, să vedem cu cine are. Astra Giurgiu, Astra Giurgiu. Vedem așa. Fixuri, group table, mister, aici. Cel mai multe goluri are Eduardo de la Shakhtar Donetsk, Lewandowski cu 6 goluri. Dar noi ar trebui să avem aici... Nu, Justin este aici cu cel mai multe yellow carduri. Cuadrado are și lui cartonașul și elimina. Și cu tine are cartonașul, cred că lipsește în această seară de UEFA Champions League. Dar nu contează, noi suntem calificați și jucăm acest meci cu Borussia Dortmund. Avem pe Nicolae Stanciu care are roșu, să-l schimbăm cu Costică Budescu. Cu Budescu, așa, bun, Pintili Tănase, Nicolae Stanciu lăsăm acolo. Andone intră în locul lui Nioere și Iacolis în locul lui Coman. O să jucăm în mare parte cu rezervele acest meci cu Borussia Dortmund, jucăm pe stadionul nostru, Național Arena. Să vedem ce vom face, ce vom face, forba cu PSV, Borussia Dortmund în UEFA Champions League, plouă torențial aici, pe Național Arena. Haideți să vedem pe Andone la prima pasă. Alibec, ghinter pierde Alibec, 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 șutează! Și vedem aici o centrală de Guerreiro. Vreau să văd cine este portar la Dortmund, că nu m-am uitat statistică aici. Tot Wendehander este portar, haideți să vedem aici centrarea lui Budescu. Vreau să centrez aici cu Budescu, Andrei Șurle, Petru Andone, gol! Steaua! Andone marchează primul său gol în UEFA Champions League. În acest an, Andone, poate să câștigăm acest meci cu Borussia Dortmund. În ture am bătut, o să-i bată și acum o să vă arăt Budescu. Budescu, n-are cu cine, îl vede aici pe Denis Alibec, care vine cu o citare pentru Andone. Andone, este lăsat liber, Andone este un offside, dar
Atunci nu bine cei de la Dortmund, offside-ul Budescu aici. Recuperează Budescu, Rafael Guerreiro, periculos, este avantaj, Guerreiro, nu este aici, Kagawa, pe lângă poartă. Dar este un fault aici, este Niță. N-a fost o minge complicată pe Niță, trage un pic de timp aici, dar face foarte bine Niță. Andone, Alibek, nu recuperează, dar recuperează într-un moment Benzar. Andone, între 5 jucători, Andone, ce șut! Și scoate portarul, ce șut a avut Andone aici! Vreau să văd centrarea lui Budescu, Budescu, Petru Planici! Vine Bărașa, Bărașa, Mario Götze, izolat aici, Rode. Suntem la prima repriză, aveam 1-0. Nu știu dacă pot să dau aici game control, vreau să dau la viitoare paid, vreau să nu mai plouă, să nu mai plouă. Haideți să vedem Iacolis, la minge. Iacolis, se pasă pentru Planici, o joacă ușor cu Iacolis. Alibek, are aici un jucător pe Iacolis, Iacolis, baraia lui Iacolis și Andone marchează! Andone face dubla, Florin Andone! Jucător adus de la Portivo de la Corunia, îl vedem aici pe Rode Ginter. Îl vedem aici pe Denis Alibek, haideți să-i cust. Noi suntem pe primul loc, Dortmund și se... Aici Kylian Mbappé marchează în 47. E cam grea aici paza. Aici Benfica are mai bun gol la garajul decât PSG-ul. Nu știu, haide să vedem. Dacă mai dau un gol Benfica, PSG nu are ce cota nici în Champions, nici în Europa League. Haide să vedem pe Bălașa. Iacolis. Iacolis. Aici face un dribbling Iacolis. Nu este jucător pe el, este în alunecare. Iacolis iarăși recuperează. Iacolis. Andone. Poate face hat-trick-ul. Andone. Andone! Apără portarul. Nu pot să-i pronunț numele portarului. Atingem centrarea lui Budescu. Pentru Andone! A crezut că a fost gol. O să opresc un pic, un moment. Am revenit, fraților, că cel meu s-a îmbolnăvit, are viermi. O să mă duc să iau pasiv. Dar întâi haideți să terminăm acest episod. Benzar. Benzar, Planici, aici trebuie să recupereze Planici. Planici, vine acum și pasă mentorul Antonio Iacolis. Iacolis, Iacolis, n-are cu cine Iacolis și se termină, suntem calificați. Suntem calificați în UEFA Champions League. Haideți să vedem cine s-a mai calificat. Benfica în UEFA Europa League și PSG nu mai are șanse. Haideți să vedem cu cine o să picăm în Champions League. Haideți să vedem My Club, statistică și UEFA Champions League. Picture. Am picat cu Liverpool. Cu Liverpool. Jucăm în 16 de UEFA Champions League cu Liverpool. Asta m-a acoperit ca Moscova să recomandă cu Bayern München, Fenerbahce, cu Barcelona, Dortmund cu Chelsea, Schalke 04 cu Arsenal, Shakhtar Donetsk cu Manchester United, Milan cu Manchester City și noi cu Liverpool. Haideți să vedem și cealaltă de Europa League, fixture, group table. Nu știu, vreau să văd aici. Da, încă nu s-au jucat partidele de Europa League. Noi am picat cu Liverpool, o echipă foarte grea. Deci, fraților, cam atât să facem acest episod. Nu uitați să vă abonați la acest subscribe și să spuneți în comentarii sănătate, pentru că cel meu este pui mic și vreau să-l salvez, are viermi, trebuie să-l salvez. Mi-e foarte drag așa, mi-e frumos. Deci, fraților, cam ce să faceți episodul. Nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Data viitoare. Pa, pa!